Cu ani în urmă, leucemia limfocitară cronică era una dintre marile provocări ale lumii medicale. O formă de cancer care afectează unele dintre celulele sângelui, leucemia limfocitară cronică este astăzi o boală din ce în ce mai bine cunoscută, din ce în ce mai bine diagnosticată și din ce în ce mai bine tratată. Știința și-a făcut și își face în continuare datoria pentru pacienții cu leucemie limfocitară cronică. Discutăm astăzi despre primele semne ale leucemiei limfocitare cronice. Trebuie să știm că jumătate din cazuri sunt asimptomatice și sunt diagnosticate pe baza testelor de sânge efectuate de rutină. Cu alte cuvinte, descoperirea bolii este întâmplătoare ca urmare a unor analize de sânge efectuate în alte scopuri medicale. Când sunt totuși prezente, simptomele includ anemia și mărirea ganglionilor limfatici. Ganglionii pot crește sau pot să se reducă în dimensiuni, dar nu dispar niciodată. Acestea sunt simptomele principale ale leucemiei limfocitare cronice. Principale, dar nespecifice, adică se pot întâlni și în numeroase alte boli maligne sau boli infecțioase. Alte simptome asociate cu leucemia limfocitară cronică sunt transpirațiile nocturne, febra sau scăderea ponderală rapidă. Un semn important este apariția infecțiilor, mai ales a infecțiilor de tipul pneumoniei, care se vindecă foarte greu sau care reapar la intervale scurte de timp. Infecțiile se asociază frecvent cu leucemia limfocitară cronică, întrucât apărarea organismului este compromisă în această boală prin afectarea unui tip de celule ale sângelui implicate în apărarea imună a organismului, și anume limfocitele B. În sânge sunt trei mari tipuri de celule: globule roșii sau hematii, trombocite și globule albe sau leucocite. Leucocitele, la rândul lor, se împart în 5 categorii: neutrofile, bazofile, eozinofile, monocite și limfocite. Acestea, din urmă, limfocitele, la rândul lor, sunt de două tipuri. Sunt limfocite T și limfocite B. Limfocitele B sunt cele afectate în cadrul leucemiei limfocitare cronice. Limfocitele B anormale, produse în cadrul leucemiei limfocitare cronice, par mature din punct de vedere morfologic, dar sunt incompetente din punct de vedere funcțional. Nu își pot face funcția de apărare imună. Diagnosticul de leucemie limfocitară cronică se suspectează în general la un pacient în vârstă care prezintă la analiză un număr mare de limfocite cu un aspect caracteristic. În cadrul leucemiei limfocitare cronice, limfocitele B maligne se dezvoltă exagerat și sufocă toate celelalte celule din măduvă osoasă, ceea ce explică apariția simptomelor. Explică apariția anemiei prin scăderea producției globulelor roșii, explică apariția și recurența infecțiilor prin scăderea neutrofilelor și a numărului monocitelor și explică apariția ecchimozelor și apariția hemoragiilor prin afectarea trombocitelor. Leucemia limfocitară cronică este în principal o boală care afectează vârstnicii. Incidența maximă a bolii este la vârsta de 60-80 de ani, iar vârsta medie la stabilirea diagnosticului este de 70 de ani. Numai 10% dintre pacienți au vârsta mai mică de 55 de ani, boala fiind foarte rar întâlnită înaintea vârstei de 40 de ani. Tendința pacienților mai vârstnici cu leucemie limfocitară cronică este de a prezenta forme de boală mai puțin avansată și mai puțin agresivă. Leucemia limfocitară cronică afectează de două ori mai mulți bărbați decât femei și este una dintre cele mai frecvente boli maligne cu celule B. Conform statisticilor, supraviețuirea totală mediană este de 7 ani, însă mulți pacienți cu leucemie limfocitară cronică trăiesc la mai bine de 10 ani de la primirea acestui diagnostic. Există mai mulți pacienți care trăiesc cu leucemie limfocitară cronică decât numărul pacienților diagnosticați anual cu această boală. Prognosticul din ce în ce mai bun al leucemiei limfocitare cronice este legat de stabilirea unui diagnostic de precizie bazat pe analize moleculare și pe recomandarea unei terapii personalizate. Despre toate acestea vom discuta în episoadele următoare.